Vreau să vă spun că dacă la alte proiecte noi, consilierii, mai avem probleme, nu votăm unii, nu votăm alții altădată, când este vorba de Basarabia, așa cum a spus doamna, într-adevăr, Prahova iubește Basarabia, iar toate proiectele care au legătură cu Basarabia au trecut întotdeauna în unanimitate. Și țin să mulțumesc pe această cale tuturor colegilor mei, care din dragoste de Basarabia trec Prutul cel puțin o dată pe lună, care venim aici pentru că aici ne simțim acasă. Și nici astăzi nu am venit cu mâna goală, ci am venit cu cărți, cu o donație de cărți scrise în limba noastră, a celor care vorbim peste Prut. Am constatat că nu este nicio diferență, că nu avem nevoie de traducători, că aici vorbim aceeași limbă și vreau să vă spun că în România suntem și ardeleni și munteni și dobrogeni. Aici dumneavoastră spuneți că sunteți moldoveni, dar noi suntem cu toții români. Vreau să vă spun că eu sunt o româncă moldoveancă din dreapta Prutului și vă salut fraților români moldoveni din stânga Prutului. Vin acasă, aici în Basarabia, fără să am o culoare politică. Vin pentru că vă iubesc, vin cu carnetul roșu, galben, albastru în buzunar. Vin pentru că sper că odată și odată vom îndeplini visul cel mare și anume România Mare.